Hristos a înviat! Vă invit, frați și surori, să stați și dumneavoastră în picioare, să urmărim 10 versete din Biblie. L-am ales de data aceasta pe Evanghelistul Matei, Vanejul Matei, capitolul 28, primele 10 versete. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze de ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada. Străgerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți, dar îngerul a cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit, nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și, după... și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus acest, lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și ei s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, despuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă veți vedea, amen. Vă invit să reluați loc. Eu și soția mea purtăm cu noi dragostea bisericii Philadelphia din Portland. Peste câteva are și ei se vor aduna vreo 2000 plus 5600 de copii, mulți tineri, mai multe coruri și fanfara și vor spune și ei, ca și dumneavoastră aici, Hristos în înviat din morți. Se va auzi și dincolo de ocean și nu numai acolo, și în alte părți. Iisus Hristos trăiește, este viu în vecii vecilor. Biserica de acolo, Consiliul de Pastor a știut de o parte din călătoriile mele, pastorul Vasile Câmpianu și ceilalți vă salută cu dragoste. Așteptăm când vom fi pentru totdeauna împreună. Hristos este viu și ce a promis va face. Este un lucru măreț. Pe care toți noi îl așteptăm să fie odată unită Biserica lui Hristos de pretutindeni, din toate vremurile și din toate viacurile, să fim odată împreună cu Domnul. Domnul să ne ajute la aceste lucruri. Peste câteva ore, după slujba de dimineață, am vorbit cu copiii, ei se vor aduna toți la unul din copiii noștri. Și vom lipsi eu și soția mea de la masa care o avem de fiecare dată, aproape în fiecare duminică când ne întâlnim la unul din ei, special, acum Paștele și masa de la prânz va fi în casa noastră. Ei ne-au promis că vor ține sarmale și pentru noi și Nora noastră a vorbit mult cu soția seară și de toate, a explicat și a zis, mică, ne-ai lipsit de aici, trebuie eu să le fac pe toate acum le lipsim de acolo, dar eu trag nedejde. Niciodată în 27 de ani nu am sărbătorit Paștele afară de America acasă. Data asta m-am duplecat vărul meu și am venit aici. Eu trag nădejde că în ziua Domnului, când va fi ziua aceea răsplătirii, să-mi dea ceva când vă dă și voi ceva din ziua asta de aici. Răsplata mea va fi din arganda de rei la Paștele astea. Pentru că am venit și atunci veți vedea și cu cât drag și cu cât patos am venit să vă șluzesc. Să dea Dumnezeu și astăzi har peste noi. Amen. Și un cuvânt de rezidire, de putere pentru a mai călători prin lumea aceasta murdară și rea până când Domnul ne va chema la el. Am de gând în dimineața aceasta să vorbesc despre primul cuvânt care Mântuitorul a spus după învierea din morți. În seriile care le-am avut împreună, printre altele, am vorbit de a șaselea frază, de a șaselea cuvânt, care Mântuitorul a spus pe cruce. Înainte să moară, Mântuitorul a spus șapte cuvinte speciale pe cruce. Al șaselea a fost acesta, s-a Adică Isus și-a îndeplinit mandat, mandatul plenar din partea cerului, a fost delegat să salveze omenirea și a făcut asta murind pentru noi toți pe cruce slăvit să fie Domnul. Și a zis, tată, am sprăvit, s-a sfârșit, am terminat ce am avut în plan să fac. Ultimul cuvânt al șaptelea a spus Mântuitorul după ce a luat oțet și fieră mare. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Aceasta înseamnă, după ce sfârșești lucrarea, înseamnă odihnă. Înseamnă să te încredințezi în mâna Tatălui. Ce s-a întâmplat cu Mântuitorul va fi și opera noastră. După ce vom sfârși, isprăvi alergarea, în locul unde ne-a pus Domnul, ce să cere la un ispravnic e să fie găsit acolo unde l-a pus Domnul. Este foarte important să știi unde te-a pus Dumnezeu, să nu lucrezi unde nu te-a pus El, că nu primești plată. Nu poți să mergi la o întreprindere acum, să nici să-i mături prin curte, că nu o să-ți plătească nimic. Vei fi plătit acolo unde ai fost angajat să lucrezi. Așadar, nu poți să lucrezi unde nu te-a chemat Dumnezeu, că nu primești răsplată. Fii mulțumit acolo unde te-a pus Dumnezeu, că și El acolo te caută, să fii bun acolo, amen. Amin. Uh, Domnul Isus, după ce a terminat lucrarea. A spus, tata, am terminat și am credințat Duhul în mâinile tatălui, adică s-a dus, s-a odihnit, a sfârșit. După înviere, primul cuvânt l-am găsit aici. Eu am fost cu soția și am plecat genunchi jos în mormânt în Israel. Am fost de mai multe ori. Nu de mult am fost cu o sută de frați din Portland, două basuri mari, pline cu... Am făcut și botez în Iordan, printre altele, ne-am strecurat în groapa goală, Știți ce scrie acolo pe frontispiciu, ce am citit eu astăzi aici? Nu este aici. Am viat. Așa scrie mare acolo. Nu este aici. Am viat. Am pus genunchi în groapă și ne-am rugat amândoi ținându-ne de mâini. Bucuros că Isus Hristos nu era în groapa aia, ci El trăiește, este viu. Slăvit să fie Domnul. Primul cuvânt care Mântuitorul a spus după înviere a fost Bucurați-vă! Bucurați-vă! Amin! Mântuitorul vă salută în dimineața asta prin cuvântul lui Dumnezeu. Bucurați-vă! O să caut câteva motive, măcar vreo trei, în această dimineață să vă provoc motive de bucurie. Câteva motive de bucurie în învierea Domnului Iisus Hristos. Special să le găsim acolo, să ne motiveze, să nu mai fim așa uh, fără bucurie, ci să ne întrebe oamenii pe stradă, ce cu tine? Nu ești așa de înalt și așa de frumos, n-ai nici avere mare, dar de ce ești așa de bucuros? ce cu tine? Că este provocator să te întâlnești cu un adevărat copil al lui Dumnezeu. Este chiar deranjabil să stai lângă unul din ăsta. În câteva minute te va iscodi. Îți va spune ceva de ale lui Dumnezeu. Nu o să stea cu minte. Asta nu i liniștită. Dacă nu zice ceva de Dumnezeu, fie pe avion, fie oriunde, trebuie să zici ceva, trebuie să n-ai cum. În tine este o dinamită puternică. Este cea mai mare forță. Dragostea lui Dumnezeu când e în tine. Nu poți să stai nepăsător. E un vulcan. Așa arată un copil al lui Dumnezeu. El și la moarte tot mai trage nădejde. Strălucește fața lui și așa doarme. Tata meu a dormit zâmbind, ca și tu unde se duce. I-a zis la mama mea, eu trebuie să plec. Uite, tu nu vezi ce să văd eu. Este cineva îmbrăcat în alb la ușă, mă așteaptă să plec. Și duminică dimineața, tata a plecat, că a venit delegat din cer special să-l ducă acasă. Un credincios trebuie să aibă bucurie în sufletul lui. Pe fața voastră trebuie să arate ce nu arată pe fața celor unde trăiți voi aici în Arganda de Rei. Voi ați auzit cuvântul ăsta și l-auziți și astăzi venit din cer. Bucurați-vă! Extraordinar! Era primul care l-a zis Domnul Isus după înviere. A debutat noua eră a Harului cu bucurie. Apostolul Pavel scrie de mai multe ori și când scrie despre bucurie, zice, bucurați-vă totdeauna. Și parcă n-a scris destul. Și iarăși zic, bucurați-vă! Extraordinar. Dacă te-aș chema lângă mine, aici, în dimineața asta, aici, așa lângă mine, să spui măcar un motiv de bucurie, ce ai spune? Dirijore, ce ai zice? Ha? Ce ai spune că. Nu-i nu greu să predici. Nu vă speriați de asta. Pe care cheamă Dumnezeu, le dă cuvânt, pe loc, dacă trebuie. Ce ai spune tu astăzi aici, dacă te-aș chema un copil, poate ne-ar întrece un copil. Ce ai spune, ce motiv ai tu de bucurie astăzi la Paști, la învierea Domnului? Ce ai zice? Cadourile care ți-a cumpărat cineva, sau știu eu, câte nu motivele, dar bucurie, de ce ai bucurie? Haideți să mergem câțiva pași împreună să ne uităm să vă motivez la câteva, eu nu zic că nu le știți. Eu n-am venit să vă spun ce nu știți. E bine dacă cumva se găsește ceva ce nu știți, să am reușit să vă spun. Dar eu vă spun ce știți și trebuie să vă motiveze, dacă este de la Dumnezeu, cuvintele să vă bucurați într-adevăr de pastele acestea. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să miște inima voastră și să vă bucurați în dimineața asta de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Amen. Primul, primul motivație, care eu vreau să aduc primul motiv de bucurie, că Domnul Iisus a înviat din morți, este că a plătit prețul suprem el, Domnul Iisus, pentru păcatele, iar învierea Domnului Iisus confirmă bucuria iertării, bucuria mântuirii. Datorită învierii Domnului Iisus Hristos, noi suntem bucuroși, este confirmarea că ne-a iertat păcatele învierea Domnului Iisus, dacă n-ar fi fost învierea, numai moartea Lui, nu eram sigur că ne-a iertat păcatele sau nu. Apostolul Pavel spune că chiar am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii dacă n-am viat Hristos. Dar Hristos am viat și suntem cei mai fericiți dintre toți oamenii. Căci Hristos am viat. Am spus că bucuria mântuirii E realizată prin învierea Domnului Iisus Hristos. O să vă citesc câteva versete din Biblie. Uh, unul este 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. L-am mai auzit în, în zilele acestea. El a murit pentru toți. Ca toți cei ce trăiesc să trăiască pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amen. Domnul Iisus a înviat pentru noi. Sublineați în Biblie lucrul acesta. El a, a, a înviat pentru noi 1 Corinteni 15 cu 3 și 4. Apostolul Pavel spune în scrisoarea lui că v-am învățat de la început, înainte de toate, așa cum am primit că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi. Uh, Aș vrea să ne mai uităm încă la un verset care confirmă că trebuie și suntem motivați să ne bucurăm. Um, Roman, capitolul 4, eu cred că l-ați mai auzit și ar fi trebuit să-l cunoașteți pe de rost. Roman, capitolul 4, să zicem numai versetul 25. Um, este extraordinar acest verset. El a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Ascultați bine, sublinează vă rog frumos ce urmează. Și am viat din pricină că am fost socotiți, neprihăniți, slăviți să fie Domnul Isus Hristos. Domnul Isus a înviat pentru că Dumnezeu a zis, e bună jerfa, e destulă, e suficientă ca oamenii, păcătoșii, să vină în cer, să fie mântuiți. Am viat Hristos de mor. S-a confirmat că Dumnezeu ne vrea în cer. Și suntem socotiți fără păcat, neprihănit. Învierea Domnului Iisus e garanția că Dumnezeu te-a iertat și poți să fii mântuit. Este importantă învierea pentru tine? Ești bucuros? Bucurați-vă că învierea Domnului Iisus s-a dat dovada că ești mântuit și bucuria mântuirii trebuie să fie plenară în viața ta. Oprește-i pe oameni și spune, știi de ce ești bucuros? Că am viat Iisus. Cred că Dumnezeu ne-a iertat păcatele. În Hristos Iisus a fost justificarea noastră că suntem buni pentru cer în El, în jertfa Lui. Eu în dimineața asta îți bucuros și primesc salutul Domnului Iisus Hristos Bucurați-vă căci în învierea Lui e confirmată iertarea de păcate. Bucuria mântuirii să fie în fiecare inimă de aici. Dacă nu este, citiți Salmul 51, unde David cântă pe harfă, pe corz și cere de la Dumnezeu iertare și a spus, mi s-a zdrențuit inima. Inima care era ca și inima ta, mi s-a murdărit, a spus el în împrejurări păcătoase și murdare și a zis, aruncă minima, -mi zidește în -mi mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în -mi mine un duh nou și statornic. Nu mă păda de la fața ta. În bunătatea ta cea mare, ai milă de mine. Nu lua Duhul tău ce sfânt de la mine, spune David. În dimineața asta, dacă n-ai, și spune el, dă-mi iarăși ce-am pierdut, ce-a pierdut. Corona era la el, puterea era la el, sulițașii erau lângă el, fii cerui erau lângă el. Ce n-avea ăsta? Și unde a câștigat ce a pierdut? Știți ce n-avea? Bucuria mântuirii. Și a pus un sac strâmt pe el, că nici nu putea să meargă în picioare regele. s a luat coroana jos, s-a pus cenușă în cap, s-a trântit jos și a spus, dă-mi iarăși Jehova. Dăm bucuria mântuirii și sprijinește-mă, duc de bunăvoință. Am amint și surori. Amen. Dragul meu, dacă te-ai strecurat aici de Paști și ai luat un loc, nu pleca fără bucuria asta. Singura bucuria oamenilor, Salmul 16, versetul 2, este Dumnezeu, este bucuria mântuirii. Celelalte nu se pot număra bucurii. Citiți acolo, eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Nu este fericire în lumea asta fără Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este în tine, tu ești un om fericit, așteaptă-mă la ușă să ne îmbrățișăm, că și eu am pățit la fel. Am pe Hristos și am bucuria mântuirii. Aceștia sunt lui Dumnezeu. Dăm iarăși. Dacă nu o ai, te salută Hristos astăzi și zice bucură-te și tu. Sângele Domnului are putere să ne curățească de orice greșeală și păcat. Chiar astăzi și chiar aici de Paști. Acesta a fost e, și este un motiv de bucurie. Domnul Iisus, bucură-te, Maria! Din Maria a scos Domnul Demon. Pe Maria Domnul a iertat-o de păcate multe. Și Maria n-a vrut să piardă. Și mort, a zis, pentru mine nu-i mort. Au luat pe Domnul meu. Ăla ce a murit nu-i mai Domnul tău. A crezut, credeți-mă că au fost oameni care au crezut că a înviat Hristos fără să vadă. Scrie în Biblie. Și noi suntem din aia. Peste o săptămână va sta Domnul de vorbă aici la voi cu Toma, care n-a crezut, a zis, până nu pun eu degetele mele, mâna, în palmele lui, în cicatricele alea, nu crezi în coastă să văd eu unde el străpuns centurionul roman. Și peste o săptămână a venit Domnul la adunare. A zis, Toma, ai lipsit duminică trecută de la Dunare. Acum vin aici și pune degetul tău în coastă și aici unde m-au făcut cicatrice soldații romani. Și atunci Toma s-a prăbușit și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Tu crezi pentru că vezi, dar citiți în Biblie, nu scrie mai ferice de cei ce nu scrie aia. Așa scrie, cum vă spun eu ferice, că nu sunt fericiți care nu cred până nu văd. Credința e ceva ce nu vezi să crezi. Aia înseamnă credința, amen? O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd, dar sale noastre. Cerul e al nostru. Lucrurile promise de Dumnezeu sunt ale noastre, există. Nu le-am văzut, dar sunt ale noastre. Avem clădire, avem fortăreasă acolo în cer, le avem pe toate oameni buni. Nu le-am văzut, nici pe Domnul nu l-am văzut ca Toma și n-am pus degetul, dar eu cred din toată ființa mea că Isus e viu, trăiește. Sunt bucuros pentru asta. Și Toma a pus mâna și a zis, tu n-ai zis ferice că tu ai văzut și ai crezut nou. Scriem Biblia acolo, peste o săptămână o să citească pastorii. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. E clar că Domnul Iisus a salutat pe cei ce nu au văzut și au crezut că El a înviat din morți. Amen? Nu toți au visat ce au fost, care așa ne-a spus, așa s-a întâmplat. Amen? Nu trebuie să punem la îndoială pe Dumnezeu. Și dacă nu mă vindecă pe mine, El tot vindecă bolnavii. Amen? Și dacă nu s atinge de mine, de casa mea, tot vindecă bolnavii. Te va vindeca pe tine, eu cred aia. El face tot ce vrea El. Slavă Domnului! Bucurați-vă că a confirmat în viața Domnului că sunteți iertați de păcate și sunteți buni pentru cer. Și bucuria mântuirii este așezată în inima voastră, și dacă va lua lumea asta orice, veți pierde ani frumoși sau veți fi bolnavi de cancer sau de suferind. Nu, mai se spune și la noi, va, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai mi dat o zi și ai avut milă de mine, dar dacă mergeam acasă, nu era mai bine? Apostolul Pavel spune că uh, sunt strâns de două părți. Dumneavoastră credeți Biblia ca mine, eu, eu vreau să mă leg de Scriptură, amen? Sunt strâns de două părți. Ca și mine. Vă iubesc pe voi, el n-avea familie, dar iubea discipolii lui și lucrarea Domnului și pe frață, iubea foarte mult. Și eu îmi iubesc familia, de exemplu, foarte mult și copiii sunt un fanatic de familie. Și dacă ar fi să plec din lumea asta, și eu aș fi strâns de două părți. Și zis, mi-ar place să mai rămân cu voi, ar fi bine. Pentru voi ar fi bine să mai rămân, să mai învățăm din Biblie, dar dacă m-aș muta acasă la Domnul, ar fi mult mai bine. Amen? Când pleacă unul de aici, nu-i de doliu, e steag de victorie. S-a mai dus unul acasă. Nu vă speriați de moarte, că n-am stabilit aici în seriile astea, că n-are ce să ne facă. Moartei e culoarul nostru scurt pentru a intra în lumină și în viață veșnică. Slăviți să fie Domnul! Nu ne tânguim că plecăm unde e mult mai bine. Dezlegați-vă odată de lumea asta, de eu ăsta care tot mai vrea, tot mai vrea. Și legați-vă de cer. Gândiți-vă la lucrurile de sus unde Hristos stă de-a dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la alea. Noi suntem asculți cu Hristos în Dumnezeu. Nici nu ne vede nimeni nu te bagă nimeni în seamă. Nu, nu trebuie să te vadă pe tine. Trebuie să trăiască Hristos în tine. Să se vadă Hristos în tine. Amen? Nu te mai ieși tu afară. Ascunde-te în El când se va arăta El. Că va ieși odată afară El. Ne vom arăta și noi, vom ieși afară din El și vom fi ca El și totdeauna cu Domnul. Avea. Avea. Nu-i motiv nimic bucuria mântuirii. Ea trebuie să meargă cu voi la lucru. Trebuie să fiți și când nu sunteți la adunare. Și nu numai de Paști. Bucuria mântuirii să se așeze în viața voastră și nimeni și nici o împrejurare să nu o scoată afară. Știți cine scoate afară bucuria mântuirii? Păcatul. Feriți-vă de astăzi, că într-o zi pățiți ca David, care striga în gura mare, dă-mi iarăși, dă iarăși, dă iarăși bucuria mântuirii și sprijinește-mă cu de bună de bunăvoință. Să nu uitați de Paștele astea, vă urez din tot sufletul, în vierea Domnului Iisus Hristos, să seze bucuria mântuirii în viața voastră și să fie un motiv de a vorbi unul cu altul și mereu să se vadă că noi avem bucuria, că suntem fiii Marelui Stăpân, cetățeni ai cerului, oameni al lui Dumnezeu din casa lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru asta! Învierea Domnului Iisus a făcut lucrul ăsta. Voi învățați la cateheză. Eu, printre alte slujbe în biserică, mă ocup și de asta, de candidați de botez, de 26 de ani. Și s-a mulțit biserica de la 600 de membri, acum suntem 1690 înscriși, vă 200 care nu se înscriu, suntem 2000 de oameni acolo, în afară de tineri și copii. Și printre altele, mereu îi învăț ceea ce scrie Sfântul Apostol Petru, Marele Pescar, la capitolul 3, prima scrisoare, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este, scrie Apostolul prima dată, o spălare de tinăciunile trupești, nu spală păcate, ci este mărturia unui cuget deja curat înaintea lui Dumnezeu prin vin învierea lui Iisus Hristos din morți. Slăvit să fie Domnul! Iată mântuirea! Este mărturia! Cineva, cândva, puterea Evangheliei și a Duhului Sfânt ne-a născut din nou! Prin puterea învierii Domnului Iisus Hristos e mântuirea noastră! Slăvită să fie învierea Mântuitorului care ne garantează că suntem mântuiți și confirmă învierea Domnului Iisus asta! Sunt bucuros pentru asta! e de a vieții mele și a copiilor mei. Bucuria mântuirii. De asta când ne întâlnim, facem tămbălău acolo, cu chitări, cu fanfare, cu trompete, toți cântă în casa noastră și cu flaut cântă și cu chitare și cu trompete, toți cântă și la baterii bat și lăudăm pe Domnul că suntem bucuroși că El ne-a mântuit casa noastră. Slăvit să fie Domnul pentru asta. De la 13 ani în sus, toți nepoții noștri sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Domnul s-a îndurat de ei, mi-aduc aminte de uh, Isaac, Isaac Junior, că ne-am rugat mult pentru el să primească botez cu Duhul Sfânt și a obosit în genunchi, în demisolul bisericii, rugându-se, ne-am rugat cu câțiva pastori pentru el. Și am zis să-i dea o sticlă cu apă, că poate că sunt leșine, că s-a rugat prea mult. Și pastorul care a fost cu mine a zis, nu, ăsta are ceva vedenic, era așa, nu mai zicea nimic. Și chiar așa a fost când s-a ridicat de pe genunchi, a zis, Ticu, am avut o vedenie. Ce mă? Am mers pe un drum așa de frumos și pe partea stângă și pe partea dreaptă erau case așa de aur speciale, pe fiecare casă era scris numele a cui casa. M-am uitat așa atent, n-ar fi oare și o casă pentru mine, numele meu nu scrie nicăieri. Și ultima casă, pentru că în seara el a fost botezat cu Duhul Sfânt, pe ultima casă a scris Isaac Moroșan, numele meu. Am ști cu și eu casă și a vorbit în limbi. Este extraordinar să vă antrenați copiii să simtă pe Dumnezeu că nu îl vor sluji că îi bateți. iubiți și turnați dragostea lui Dumnezeu în ei. Să-i vedeți cum se bucură de cer că l-au pe Hristos în viața lor, altfel nu-i duceți nicăieri. Pentru asta poate că trebuie să vă puneți și voi, unul din coace de pat, unul din colo, să vă împletiți soția cu soțul rugăciunile fiecare seară, pomenindu-i cu numele pe toți și Dumnezeu să lase mântuire peste copiii voștri, cerând de la Dumnezeu veți primi. Slavă Domnului! Amen, amen. Mai facem un pas să mai găsim un motiv de bucurie. Ne-am uitat în aceste zile și nu vreau să mai repet multe lucruri, ca. Uh, aveți numele scris în ceruri și v-am povestit asta și sar peste ideea asta, dar mai zic un lucru care scrie în Roman capitolul 10, versetul 9 și 10, sunt două extraordinare din nou, merită să le mâncăm, să ne sprijine subiectul nostru astăzi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Ești mântuit! Ce-am zis? Dacă mărturisești cu gura ta, nu nașa, nu altul pentru tine, limba română, cu gura ta să spui, să mărturisești pe Iisus că e Domnul vieții tale, El conduce viața și destinele tale și crezi din adânc cu inimii că n-a rămas în moarte, a înviat din morți, ești mântuit, că prin credință din inimă, se capătă neprihănirea, starea de fără păcat și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amen? Amen. S-a întâmplat asta cu voi? Amen. Asta înseamnă că sunteți bucuroși. Pe voi vă salută Domnul Isus. Bucurați-vă că sunteți mântuiți. Acum de paște. A doua la lucru care vreau să-l împărtășim încă alt motiv de bucurie. Eu sunt foarte bucuros de asta și de a depinde de toate celelalte. <tri> și fratele Pavel a mai citit, am citit și eu seara asta, că Domnul Iisus a învins moartea și a, a fost mai tare decât moartea, a biruit moartea. <tri> Hai să citim măcar un verset la ideea asta, Romani, capitolul 6, versetul 9. Știți, dacă vedem și cu ochii, intră pe două ferestre în noi, și prin urechi și prin ochi, cumva trebuie să rămână ceva în noi. Întrucât știm că Hristos înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Slăvit să fie Domnul. Amen. Moartea a terminat. Nu numai Hristos a învins-o, i-a luat cheile și Hristos nu mai are, nu mai merge încă o dată la preceptele morții. ci El nu mai moare trăiește vesnic Și cheile morții și a locuinței morților sunt la el. Eu sunt bucuros. Eu sunt bucuros că Iisus nu mai moare. Continuă și cum a continuat cu tata meu, continuă cu mine, îmi rămân nepoții în spate, nouă, și va fi o stră poate în august, poate apuc să-i spui și la ea ceva de Dumnezeu și las pe mâini bune. Așa liniștit mă duc acasă că Hristos nu mai moare, rămâne și cu ei. Hristos trăiește, e viu și e bucuros. Dacă îi lasă la un alt prieten, de-a meu el va muri și el. Dar îi lasă la cine, nu mai moare. Și acesta e Domnul Iisus Hristos. E motiv de bucurie? Ne trăiește regele. Rămâne în continuare să ne ducă copiii de mână și ne poți să-i călăuzească pe ei. Ca să ne întâlnim dincolo. Motiv de bucurie. Altfel ne tot amenința moartea. De asta noi nu suntem speriați de moarte. Că nu are ce să ne facă. Slavă Domnului de lucrul ăsta măreț extraordinar pe care oamenii nu-l au. Al treilea lucru. Nu știu precis la cât încheiem, dar mai avem lucruri astea. Da, mai... Gabi spunea că stăm până la 1. Stă cineva până la 1? Am zis vă 20. Stăm după 12, da? Acum azi Paștele. Mai vrem să auzim, așa cântat de frumos și fanfara și corul. Puteți cânta la noi în porn, în liniștit și în căpeți. Este loc pentru voi. Știți de ce mai bucuros că Domnul Iisus a înviat din morți? Pentru că toate promisiunile Lui sunt adevărate. Învierea Domnului Iisus a demonstrat că toate promisiunile Lui sunt adevărate. Dacă n-ar fi înviat din morți, ar fi pus în discuție dar ele sunt adevărate. Ascultați ce spune uh, Faptele apostolului, capitolul 2, versetul 24, 32 și 36. Uh, Pavel s-a dus la predica lui Petru așa puțin. Uh, hai să ne uităm, capitolul 2. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de moarte. Versetul 32, Dumnezeu a înviat pe acest sus și noi toți suntem martorii Lui, versetul 36. Să știe bine, să știe bine răsăritul de la Putin până la Bidenul nostru, Beteac, să știe toată lumea. Toată casa lui Israel care să tăvălesc acum în mizerie și a aprobat cnesetul lor prostituția în țara aia sfântă. Și au fluturat steagurile celor fără de lege în mijlocul lor ăștia. Au rămășit să îi va salva Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu. Să știe toți ăia că și Dumnezeu l-a făcut pe cel pe care l-a omorât ei și l-a bajocorit. Domn și Hristos, pe acest sus pe care l-a străstâni voi, să știți evreilor, trăiește. E Domn, e Rege și e Mântuitor. Aleluia, slăvit să fie Domnul meu și Domnul tău care trăiește. Să știe toată lumea asta. Nu guvernul de la Washington, Beteag, nici ăla din răsărit. Îmi dă mie bucurii, numai necazuri. Mie îmi dă bucurii dimineața asta Hristos care e Domn și trăiește. Binecuvântat să fie numele Lui. O, oh, dacă ar înțelege lumea asta, lucrurile astea. Motiv de bucurie pentru mine, peste toate strategiile și guvernele betege, este Hristos și Evanghelia și cred toate promisiunile Lui. Pentru că e viu și capabil să le împlinească dacă trăiește. Și va veni și după noi, pentru că e viu, trăiește, n-a uitat de noi. Sunt bucuros pentru asta. Să ne uităm în Romani, capitolul 1, versetul 3 și 4. Încă un argument, ea privește pe Fiul Său Isus, s-a născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică Hristos Domnul nostru. O bucurie mare este că Dumnezeu nu l-a lăsat pe Fiul Său, nici nu putea moartea să-L țină și dovada că El e Fiul lui Dumnezeu este că a înviat din morți. Asta e, de asta a zis la Maria, în cuvântul bucurați sunt multe ramificații. Unul ăsta, bucurați-vă că eu trăiesc, bucurați-vă că tot ce am spus eu se va împlini, toate promisiunile au fost în bucuria aia, când ați bucurați-vă că tot ce v-am povestit trei ani și jumătate, toate promisiunile sunt adevărate pentru că Hristos, e Hristos, viu. Iată da. ce uh, argument puternic a tot ceea ce credem noi din Biblie este că Hristos este viu, asta e bucuria noastră. Mai, mai, vreau să alunec spre încheiere și să mai zic un lucru. În Învierea Domnului Iisus Hristos, sunt bucuros că este garanția învierii mele, a lui tata, a mama. El este garanția că morții înviază. Așadar, noi astăzi suntem bucuroși de învierea Domnului Iisus, că e, e garanția că este învierea morților. Și trebuie să ne agățăm de ea. O să vă arăt ceva din Biblie. Nu, nu vreau să uit să salut pe Mărcuș și să-ți spun că tata tău m-a căsătorit pe mine, cu mic a pus mâinile peste mine. A fost prietenul meu și suntem și ceva neamuri. Stai și pentru mine la urmă să te îmbrățișez. Nu vreau să pierd asta. Ce se întâmplă aici, că garanția învierii noastre, eu sunt așa de bucuros și cred din toată inima ce vă spun, am bucuria revederii. Mă paște asta mereu. Tata mea a fost în război în Rusia, a pierdut cele 30 de aici de la mână, n-avea numai astea două. A fost bolnav și în război, a suferit mult, a murit la 75 de ani. Atâtea lucruri, tot ce e bune în mine e, bătrânul ăsta a băgat în mine. Bolnav, așa cum eram, mă miram, eram copil mic, că avea timp să cânte. Și am stat, de ce cânți cu haine rele pe el și obosit și muncea să ne câștige pâine, o grămadă de copii? Și tata cânta. Credeți-mă, mi-e dor de el. Și Biblia asta și Paștele vostru îmi spune că există o zi a revederii. Pentru că Hristos a înviat din morți. În cartea tesalonicenilor, Apostolul Pavel a văzut credincioși nedumeriți. Și le-a scris scrisoare rapid, capitolul 4, de la versetul 13, în prima scrisoare. Nu vreau să... Aș vrea să știți, să știți ceva care trebuie să știți. Voi nu sunteți ca ceilalți. Există Copilul Dumnezeu și ceilalți. Noi nu suntem ca ceilalți. Noi suntem Copilul Dumnezeu. Noi credem în viere. Nu sunteți. Și dacă Hristos a murit și a înviat. Credeți asta? Credem și că. Dumnezeu va aduce înapoi, va aduce înapoi oameni buni, va aduce înapoi pe toți cei ce au adormit în El, credeți voi asta? Păi cum să nu fiu bucuros astăzi de învierea Domnului? Când se întoarce înapoi Hristos pe nor, nu vine jos de tot, până pe nor, aduce înapoi cu El milioanele de sfinți și întâi vor învia toți cei ce au dormit în Hristos. Pământul ăsta va cunoaște un miracol care nu l-a întâlnit niciodată. Aici va fi adunarea Sfinților. Noi ce vom fi în viață, spune Apostolul Pavel, vom fi schimbați la o clipită din ochi. Și de aici, de aici tot, tot regimentul ăsta lui Hristos, Duhul Sfânt ne va răpi și ne va da mire lui nostru pe nor. Haleluia. Voi credeți asta că scrie în Biblie? Păi vierea Domnului Iisus garantează revederea cu cei dragi și scumpi care s-au dus înainte. Cum să nu fie drag eu să vă spun astăzi, vă, Hristos a înviat. Când zic asta, cred în revenirea Domnului și cred în revederea celor ce au plecat înainte. Asta cred când zic asta. Nu numai un salut de bună ziua, ci din învierea lui Isus Hristos iese mântuirea mea, este salvarea mea, este bucuria că e Hristos, e Fiul lui Dumnezeu și mai iese revederea noastră cu cei ce s-au dus. Domnul va veni și va face asta. Știți, am un om în Biblie, îmi place de el, nu știu ce l-a determinat să scrie. În Filipeni, capitolul 3, versetul 10 cu precădere, dar mai sus o să vă spun eu ce scrie el, bătrânul Pavel, fiind în, la biserica asta din Europa, din Filip, le spune, eu, mai sus zice, le socotesc pe toate, a fost puternic un titan. Dublă cetățenie, știa limba romanilor, știa, era evreu din seminția lui Beniamin. era unul din cei 70 care conducea pe evrei și a dat votul, a spus, mi-am dat votul să moară, când a murit Ștefan, nu poți să votezi dacă n-ai drept de vot, el a votat să moară. Și nu-ți vrednic să fiu apostol, a spus, sunt o stârpitură, am votat, am prigonit biserica lui Hristos. Dar spune mai apoi, de dragul lui Hristos, am renunțat la toate. S-a putut căsători, n-a vrut să aibă familie, nu era bolnav, nu era operat, dar n-a vrut, a renunțat la asta. Nici n a fi putut face șapte biserici în Asia să scrie vreo 14 epistole. Dumnezeu l-a folosit pe acest om în mod extraordinar și le socotesc pe toate. Știință, lucruri care aduceau valori, bogăție. Erau sub mâinile lui, poziție. A fost sus, în sinedru, era mandatat special, cu mandat special s-a dus să lege creștin, să evidenția mereu, mereu. Era foarte deștept. Și lucruri care îmi putea aduce câștiguri. Auzi-mă bine astăzi! Lucruri care îți pot da câștiguri. Nu le pot schimba pe Hristos și valorile Lui. Trebuie să renunți dacă te împiedică asta a cunoaște pe Hristos. La alea care te încurcă, renunță la ele. Dar nu renunța la Dumnezeu și la lucrurile Lui. Amen. Și a zis, am renunțat la ele. Le-am socotit ca și un gunoi. De dragul Evangheliei, de dragul slujirii și zice el mai jos, mai vreau ceva. Te poți alinia cu el astăzi? Crezi că n-ai să plângi dacă ești serios de seară când te culci să iei, să-i citești versetele? Nu să fie frică de tine față de el. Eu mai fac asta. Citim în pat când ne culcăm și am strigat odată, închide Biblia. Păi că m-am plâns eu că m-a prigonit un frate și altul și m-a vorbit, vorbit, de rău. Și l-am citit pe Apostol Pavel în seara Era târziu, ne-am pus amândoi. Îl citește tu! Și a început să citească că l-au omorât de două ori, l-au scos afară, tras de picioare, mor din cetate, afară, căzut că mor, era în comă. S-a trezit din nou. A naufragiat pe mare de câteva ori. L-au bătut de câteva ori cu 40 de lovituri fără una. De ce fără una? Pedeapsa era 40 de lovituri. Dacă îi dădea 40 de lovituri cu nuiaua, nu mai avea voie să-l bată. Că era achitată pedeapsa. Îi dădeau numai 39 și îl băteau din nou cu 39. Până nu dădea dintr-una 40. Și când a început să citească, închide Biblia. Suntem un nimeni față de ei. Uitați ce scrie Isabel, să scrie Isbel, să-l cunosc pe el, puterea învierii lui părtășia suferințelor lui, zi, amin. <laughs> ajută! Bine zici, Doamne ajută că nu îmblăm după ea și ar trebui să îmblăm. Și să mă fac asemenea cu moartea lui. Cam pe unde suntem noi? Acum de Paști. Știți de ce scrie el asta? Pentru că în versetul următor vrea ceva ce-și vrea să vedem și noi vreau să-L cunosc pe El, părtășia suferință, să mă fac asemenea cu moartea Lui, pentru că, ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Ai, ai vrea să ajungi acolo? Credeți-mă că nu e simplu. Ați văzut ce a spus el? A renunțat la toate. A dorit să fie părtaș la suferințele lui, lui Hristos, să plătească prețul oricare ar fi, să sufere, să se unească cu moartea lui Hristos, să ia palme, să-l scuipe, să... Că dacă se poate, dacă se poate, a zis, să fiu și eu prezent la vierea din morți. Nu se poate oricum să nu crezi că din jucăriile tale vei trece drept în glorie de aici se trece în glorie. Din jertfa lui Hristos, din suferințele cu El, din slujirea cu El, din zmerenie, de aici se pleacă în glorie. Nu s au zgoarnă atunci. Și vreau să știți că nemântuiții nu vor vedea răpirea bisericii. Și nu vor auzi goarna lui. Numai mântuiți-i voi și afară. N-au harul o să se vadă așa ceva. Sfințe ăștia îmbrăcați în alb. Ei vor dispare, se vor întâlni cu regele lor și vor mea mielului și minunea răsplătirilor. Și ceilalți vor rămâne jos. Nu te certa cu soția seara, că din scandal nu se răpește. Ziua aceea să fiți găsiți în pace și fără vină și în pace. Amin? Așadar, acum de Paște, să dăm mâna unul cu altul, să ne îmbrățișăm, să fim în pace, că de cumva vine răpirea la noapte. Sper să pot să fiu după masă la cealaltă biserică, să-i încurajați și pe ei. O să am altă predică. Nu tot asta, deși voi cântați de multe ori aceeași cântare, noi nu avem voie aceeași predică, că voi ne criticați faceți și voi cântări noi, sunt ați făcut multe noi, Domnul să vă binecuvinteze dar ei ne zic nouă, nu mai vrem pedici copiate cu, de pe iPad acum foarte ușor, eu ce am notat aici, nu am notat de pe internet e ce, mi-a dat Dumnezeu fărâmiturile astea și fie să le binecuvinteze Domnul să fie de valoare pentru voi Amen uh, închei să vă spun că Domnul Iisus am, am murit s-a fost omorât pentru păcătoși dar am viat pentru credincioși. Amen? Nu i pentru ei. A murit pentru toți cei păcătoși, dar am viat pentru credincioși. Și vreau să merg cu voi într-o altă lume. Îmi place să citez măcar aici. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieiseră și marea nu mai era. Și am auzit și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și el va fi Dumnezeul lor, Dumnezeu însuși va fi cu ei. Și el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu mă mai nici stinguire, nici țipăt, nici durere. Pentru că lucrurile din tăi au trecut. S-au dus. Și Dumnezeu le-a făcut toate lucrurile noi. Mergem undeva nu, unde nu va mai fi moarte. Nu vor mai fi lacrimi. Avem un cord. Noul Ierusalim coboară cu oameni special pentru asta în dimineața asta port mesajul ăsta cu voi și îl zic din toată inima Hristos înviat. Amin.